Anul 2024 este unul bun, cel puțin pentru crescătorii de ovine. Care sunt argumentele în favoarea acestei afirmații, aflăm de la un cioban din județul Argeș, cu care a stat de vorbă colega mea Elena Picu, corespondentul nostru în zonă. Pentru că sunt foarte bine îngrijite oile fermierului din Clucerea Sa, județul Argeș, animalele suportă bine iarna aceasta și dincolo de asta au niște miei de toată frumusețea. Ce are decât o săptămână ăsta, merge pe a doua. Da, ăsta. E foarte mare, când l-a fătam ăsta, ăsta a avut 8 kg. Da, când l-a fătam ăsta. Și cât ajunge până la Paște ăsta? Ăsta ajunge... Dacă este până la Paște, asta ajunge la 50 de kilograme. Păi este deja oaie, nu mai e miel. Păi da, asta l-o prind de prăsilă, că e berbec. În familia lui Nicu Bolontoc, oieritul este o tradiție, iar superstiția are și ea locul ei. Din cele mai vechi timpuri, crescătorii de animale aveau darul de a prezice cum ne va fi anul. Și aceasta era în funcție de culoarea pe care o avea blănița mielului, cel puțin a primului fătat. Mare sau mic, alb sau negru, primul miel fătat aduce cu el preziceri importante. Tradiția zice așa, că dacă vezi miel negru, e bogat. Anul. Da, e anul bogat și ai bani. Dacă vezi miel alb, așa e anul cam sărac. Da. Și oamenii cum sunt? Mai veseli, mai triști? Da. Mândria ciobanului este greutatea considerabilă a mieilor proveniți de la oile sale și tocmai de aceea a făcut eforturi să aibă ovine din cele mai speciale rase, chiar dacă s-a deplasat la sute de kilometri distanță pentru a le achiziționa. Păi am furat teleorman că mi-a făcut mie, că sunt mai mari, mai producție mai mare la ele. E și românești, dar de, oile românești ale noastre era mai micuțe. Astea sunt mari. Sunt mai osoase. Spuneți-mi vis-a-vis de adaptare la frig, cum se comportă? S-a climatizat acilea la noi, aproape s-a climatizat, dar la munte nu durează asta și în turmă mare nu durează. Nu durează, că sunt, ele sunt moi și merg încet. Ele trebuie să mănânce, să stea numai pe loc. Și pretențioase să mănânce greunțe, porumb. Asta nu e oaia ca să mănânce... Nu mai fân. Asta trebuie să mănânce câte 3 kg de porumb de una, că sunt mari. Nu sunt oi mici. Și alții nu le dă nici să-l bază porumbul. Și pe lângă porumb și fân, ce le mai puneți? Sare, apă, ce le puneți? Păi le punem apă, sare are în continuu, apă în continuu, le dăm o tavă, le dăm lucernă, le dăm fân. Le dăm boabe și la miei le facem huruială, le dăm și lor să mănânce huruială, grâu cu porumb și după aia le dăm și boabe, că mâncă și ei boabe. Cu așa îngrijire, miei vor atinge greutăți considerabile până la Paște, mai ales că până atunci mai sunt aproape 4 luni.